Acesta este Juke Facelift, una dintre cele două noutăți importante de la Nissan lansate pe piața din România în această toamnă. Juke a fost modificat estetic atât la partea din față cât și în spate, dar modificările sunt minore. Dovada a faptului că designul este aproape neschimbat stă faptul că bratul tot nu reușește să imite cum trebuie fața lui Juke. În concluzie, e clar, Juke va continua să fie o mașină pe care fie o iubești pentru că arată ciudat, fie o urăști pentru că arată ciudat. La fel stau lucrurile și la interior, mai ales acum când poți alege, printr-o opțiune, ca nuanța Sunlight Yellow pentru caroserie să fie folosită și pentru plasticele de la interior. Prin urmare, cea mai importantă noutate pentru Juke Facelift este introducerea în gamă a motorului turbo de 1,2 litri, lansat de curând și pe Duster. La Juke, el are 115 cai și 190 de Nm și este disponibil doar cu tracțiune față și cutie manual. Consumul lui Juke 1.2 este destul de mare comparativ cu valorile declarate oficial, dar asta nu este neapărat îngrijorător, pentru că 5,6 litri în regim mediu, cât declară constructorul, pare o valoare imposibil de atins, chiar în condițiile în care conduci foarte economic. Juke Facelift 1.2 Turbo are un preț de pornire de 17.490 de euro cu TVA, adică 278 de euro cu TVA pe lună, pe o perioadă de 5 ani cu avans de 20% prin BCR Leasing. Atenție însă, prețul de 22.294 de euro cu TVA inclus pentru o versiune echipată complet este demn de o mașină compactă, iar dacă optezi pentru acest motor, trebuie să știi dinainte că nu o să ți se ridice pulsul prea mult când accelerezi. Acum, pentru a-l scoate pe bratul din letargia indusă de Juke, l-am scos la aer curat. La munte! Cu a doua noutate Nissan pentru această toamnă, X-Trail! Da, ați auzit bine. Acesta este noul X-Trail, care înlocuiește acea cutie pătrată și extrem de capabilă în off-road, care era generația anterioară. Acum, după studii peste studii, în care Nissan a înțeles că succesul acestui segment se ascunde în spatele cuvântului crossover, X-Trail a devenit rotund și mult mai prietenos, cel puțin vizual. Chiar comunicatul de presă ne transmite că mașina a fost introdusă pentru ca oamenii care nu vor o mașină compactă să aibă o alternativă perfectă. Țineți cont însă că o mașină ca cea din testul nostru, cu 5 locuri, echipare de top și tracțiune integrală, costă 35.640 de euro, cu TVA inclus. Asta înseamnă 567 de euro cu TVA pe lună, pe o perioadă de 5 ani cu avans de 20% prin BCR Leasing. În banii cheltuiți, primiți o sumedenie de dotări și un interior destul de spațios. În plus, și portbagajul este uriaș, așa că vă puteți juca încărcând și descărcând lucruri toată ziua. Locurile din spate sunt mari la nivelul genunchilor și la umeri, însă la nivelul capului aveai mult mai mult spațiu în fosta generație pătrățoasă. Normal, pentru că era pătrățoasă. Acum că tot ne-am adus aminte de vechea generație, l-am luat pe bratul să facem puțin off-road.
N-a durat foarte mult timp însă și ne-am oprit. Nu ne-am oprit pentru că s-ar fi încins motorul, pentru că oricum ulei am fi putut cumpăra de pe EMAG, că tot au secțiune auto nouă, ci pentru că un martor în bord ne-a adus aminte că mașina asta nu mai e construită pentru off-road, ci că este un crossover. Acum că tot ne-a tras ața și ne-a sunat aventura să venim departe în off-road, trebuie să vă spun că am devenit ușor nostalgic după vechea generație de Nissan X-Trail, cu care eu am ajuns în locuri în care nu credeam că voi ajunge vreodată, în timp ce cu acest Qashqai mai mare n-am urcat acolo unde credeam că o să urcăm. Nu mai râde, zici și tu ceva despre motoare. Motoare? Da. Motor. Un singur motor e disponibil pe X-Trail, 1.6 diesel, 130 de cai putere, dar puteți să-l luați cu tracțiune față ca să duceți copiii la școală sau cu tracțiune integrală ca să duceți copiii la școală. Bine, dar noi nu avem copii, hai să facem niște copii. Nu, nu facem copii, mergem să o filmăm cu drona, uite ce frumoasă e. Mi-e dor de aia veche, bă, pe aici. Ce să faci cu aia veche? Păi cum ce să faci? Să te sui pe unde am fost acum? Veneai cu aia veche pe aici, fugeau toți turiști ăștia care mai sunt pe la munte. Ziceau că a început războiul și au venit rușii cu porcările alea pătrate ale lor. Da, mă, era un dulap, dar era solid așa. Asta e mai ușoară, mai pe eficiență așa și o simți mai ușoară, păi, știi? Astea sunt vremurile în care trăim. O simți mai ușoară, așa mai pe uite-te și tu, abia s-a mișcat acul. Poți să mergi cu consum de 6 și ceva. Și da, media noastră cu orașul este 7-8. Și cu niște off-road pe aici. Și cu niște off-road. Adică astea da, sunt vremurile. Ce să facem? Da, dacă mergem mai tare pe macadam, crezi că merge bine? E lifestyle. Uite, avem șepci. Să o găsesc pe cea mai mare. Asta e, uite. Uite. Yeah. Ia vezi. Facem. Lasă așa, ce să facem? Facem aventurică? Ia uite, aventurieri. Vrei să facem o aventurică aici pentru dronă? Mergi pe macadam ăsta un pic mai tare, ia vezi. Ia. Ia uite. Dar e confortabil așa. Șapca? Pe aici? Nu! SP off aici. Nu! Gata. Mă rog, ați înțeles ideea. Noul Nissan X-Trail este la fel de capabil în off-road ca orice crossover gândit pentru asfalt. Este scump dacă luați în calcul versiuni de top, dar este o mașină frumoasă, confortabilă și extrem de prietenoasă la condus.